vă uitați cu atenție în față, să-l vedeți pe Zaia Fet. Ce faci, Zaia Fet? Îți place tot tineta mea, Zaia Fet? Da, îmi place. E foarte mișto. Zaia Fet pe ups. Mamă, frate. Ai pornit microfonul, nu schimba subiectul. Ce? Ai pornit microfonul de data asta? Microfonul e pornit, am făcut și test. Ai băgat ce cum trebuie, unde trebuie. Totul cred că e băgat unde trebuie. Lumina e proastă, dar în rest... Doamne și noi urmează podcast, habar n-am cât, voi știți. Ia să prindem luminița aici. Ia să prindem luminița. Despre Bitcoin mă vedeam să discutăm. Ah! Pe bune, vrei să vorbim despre Bitcoin? Da, frate, păi dacă am investit. Spoiler alert, vorbim despre Bitcoin. Zaia Fet a investit. Păi mult mai multe vizionări dacă faci asta. Da, Zaia Fet mă învață cum să fac vizualizări pe internet. Zaia Fet, a fost bun podcastul, boss? Foarte bun, frate! Da, săptămâna viitoare pregătește-și tu. Da, am venit total fără subiecte în podcastul de azi. Am vorbit despre criptomonede. Am venit cu ideea ca Biserica Ortodoxă Română să aibă și moneda ei care se numească criptomonedă. Nu, se numească criptomoneda pop, neamul, mântuirii neamului. Și da, ne-am distrat. Când îl pui? Astăzi. Astăzi, link în descriere. O să mai am ceva de făcut astăzi, văd cât timp... Păi mâine ar trebui, că ăsta-i vlogul de mâine, deci apare mâine. Ok, da. Link în descriere. Zaia Fet, ai ceva de comentat? Nu, frate, hai să mergem jos. Hai să mergem jos. Ia zi, mă, care-i treaba? Am gătit. Așa. Un mango și niște afine. Noua mea obsesie este mango. Și tot ce pot să vă spun este că mango este foarte bun dacă este foarte copt. Deci dacă mergeți la supermarket și vreți să vă cumpărați mango, când puneți mâna pe el, trebuie să fie moale. Da, știu că sună ciudat, dar dacă e moale înseamnă că e copt. Și nu se compară. Vreau să bat cuba, da? 3% un serial pe Netflix este portughez și este fucking bestial. Domnilor și domnilor, pizza! Am trecut la categoria grea. Bravo, Georgiana! Domnilor și domnilor, stimați vlog spectatori, v-am promis două chestii. Prima, că o să arunc acest brad, chestie pe care n-am făcut-o după cum bine se observă, până la finalul anului o să o fac. Permit? Votați-mă! A doua chestie, v-am promis că în fiecare săptămână o să vorbesc despre un subiect din zona mea de expertiză profesională. Mai exact, despre social media, despre influencers marketing. Subiectul de față mi-a aterizat în feed din zona internațională a fenomenului. Mai exact, o vlogăriță din UK a trimis un mail unui hotel din Dublin în speranța că va reuși să colaboreze cu ei pe sistem barter. Mai exact, ea a zis că vrea să vină să stea la hotelul respectiv Mocha, iar la schimb va oferi servicii de promovare pe conturile ei de social media. Ghinionul ei a fost că patronul hotelului respectiv era un tip care nu prea suportă fenomenul ăsta al influencerilor. Ba chiar în octombrie anul trecut a făcut un clip în care își bate joc de fenomenul ăsta al influencerilor. Așa că omul ce a făcut? A făcut screenshot la mailul fetei, i-a blurat datele, numele și toate cele și i-a dat un răspuns public, fără a-i da numele, pe pagina lui de Facebook. Răspunsul este foarte savoros, foarte agresiv, îl vedeți aici și... Asta a făcut să înspargă iarăși internetul în două. O jumătate de indivizi a început să facă mișto de influencerița respectivă, au descoperit cine este, au început să-i dea tweet-uri până a cedat femeia și a făcut un clip în care plânge, iar cealaltă jumătate îl acuză pe patronul hotelului că a fost mărlan și că nu este corect ceea ce a făcut. Pe bună dreptate. Adevărul, ca de obicei, este undeva la mijloc. Pe de-o parte, influencerița trebuia să facă research înainte, să vadă cui trimite acel mail și după o simplă căutare chiar găsea clipul ăla în care ăsta își bate joc de fenomenul ăsta al influencerilor. Găsiți clipul aici. Iar pe de altă parte, modul în care a găsit să abordeze situația patronul hotelului a fost un fel de public shaming fără a da nume, dar cumva a dat nume. Pentru că internetul are o putere extraordinară de a găsi indivizi, în special când acești indivizi sunt vloggeri sau persoane publice, să zicem. Probabil cea mai dubioasă fază în tot contextul este o bucățică din mailul pe care influencerița, pentru că așa s-a prezentat, că este social media influencer, l-a dat hotelului respectiv. Ea în mailul respectiv scrie la un moment dat
că, la schimb, le va recomanda urmăritorilor ei să vină la hotelul respectiv. O chestie super greșită, dacă mă întrebați pe mine, asta pentru că ea nu apucase să testeze hotelul respectiv. Dacă pleci din stare și spui, dă-mi o cameră și o să-ți scriu de bine și o să recomand oamenilor să vină, fără a ști cum e acolo, înseamnă că mi-înșel audiența. Cel mai probabil, chestia asta se întâmplă destul de des, atât la nivel internațional cât și național, chestii care afectează toată industria, dacă mă întrebați pe mine. Zilele trecute am văzut un articol la Zoso, știu că unii dintre voi poate nu-l suportați pe Zoso, eu v-am mai spus de multe ori că este tovarășul meu, în care scrie despre un vlogger de la noi care recomanda o rețea numită BitConnect. Era o zonă, o rețea de speculă, cel mai probabil, un soi de Caritas cu Bitcoin. O chestie care nu are legătură directă cu Bitcoin în sine, ci doar profită de Bitcoin ca să facă averi pe spatele fraierilor. Vloggerul respectiv recomanda audienței lui cum să facă, ce să facă, evident, să se îmbogățească. Sub acest miraj, probabil că mulți au pus botul, au investit și au rămas cu buza umflată. Eu cred că zona asta de influencers trebuie să vină cu o anumită responsabilitate față de oamenii care te urmăresc. Eu încerc personal tot timpul să fac chestia asta, de asta merg în restaurante 95% pe banii mei, iar atunci când merg la invitația unui restaurant, întotdeauna îmi rezerv dreptul de a spune cum a fost. De fiecare dată când iau un produs în teste, îmi rezerv chestia asta, de cele mai multe ori încerc să cumpăr anumite produse pe banii mei și dacă e posibilă o colaborare, trimit un mail în care spun că sunt interesat să-l cumpăr și m-ar interesa o reducere la schimb cu promovare, review cinstit față de acel produs, este o chestie, din punctul meu de vedere, foarte sănătoasă să fii curat și să nu te arunci cu capul înainte pentru niște bani sau pentru niște beneficii, riscând să-ți pierzi comunitatea. Eu cred că cuvântul ăsta influencer începe încet încet să capete conotații negative și o să ajungă la nivelul cuvântului lobby, care deja este îngropat. Când auzi că cineva face lobby, deja te gândești că este ceva super negativ pe bază de șpagă, de mită și de alte chestii. Cel mai probabil se va întâmpla chestia asta și cu cuvântul influencer dacă cei care creează conținut și care au audiențe mari nu vor deveni mai responsabili vis-a-vis de lucrurile pe care le recomandă și de contractele de publicitate pe care aleg să le facă. În momentul de față, tot scandalul ăsta din afară a căpătat niște proporții foarte mari. Deja oamenii se referă la el ca la hashtag Bloggergate, asta pentru că patronul localului a spus că de acum înainte bloggerii sunt interziși la el în locație. Totul a pornit de la faptul că foarte mulți bloggeri și influenceri i-au scris mesaje în care îi spuneau că nu este normal ce a făcut. Unii dintre ei au fost foarte agresivi și omul evident că a luat o razna și e super, în continuare, super ironic vis-a-vis de tot fenomenul ăsta și a pus așa un ban bloggerilor. Ar fi funny ca anumiți vloggeri să se ducă acolo undercover, să devină un loc în care te duci doar ca să dovedești că poți să te duci ca blogger. Dacă ar fi să trag câteva concluzii în toată nebunia asta, prima ar fi că pe viitor ar fi bine ca toți creatorii de conținut să fie mai responsabili când recomandă chestii și să nu facă șobolănii cu audiența, pentru că până la urmă vor fi prinși, vor fi expuși și își vor pierde credibilitatea și asta ar însemna că își vor pierde și pâinea dacă nu au și un job pe lângă. O a doua chestie ar fi ca atunci când, ca creator de conținut, vrei să trimiți un mail cu propunere către un business în ideea unei colaborări, unui barter, ar trebui să faci un research înainte ca să nu te trezești că dai peste un individ ăsta care te trage în rușini pe internet. A treia chestie ar fi ca dacă ești parte dintr-o comunitate a unui creator de conținut care vezi cu ea pe arătură, ar fi bine să-i spui chestia asta, să-i scrii în comentarii, pentru că până la urmă singurul lucru care va face diferența dintre cei care joacă curat și cei care joacă murdar sunt tot aceste amenzi date de către comunitate. În momentul în care vezi că oamenii din comunitatea ta își pierd încrederea în tine, poate te trezești la realitate și nu ajungi să mai recomanzi toate prostiile pentru bani sau pentru gratuități. O recomandare pentru deținătorii de business-uri și pentru oamenii din agenții care plănuiesc colaborări cu influenceri ar fi să nu îi împingă la limita minciunii niciodată.
adică să nu-i pună să exagereze avantajele unui produs în ideea în care comunitatea lor poate nu s-ar prinde vis-a-vis de asta. Pentru că toată lumea are de pierdut într-o situație de asta, odată clientul care ar putea ajunge într-un dită mai scandalul, odată influencerul care își pierde încrederea comunității și odată comunitatea care poate fi înșelată în toată nebunia asta. Cel mai bine pe internet în general e să fii cât mai sincer, să oferi o transparență cât mai mare în legătură cu colaborările astea cu brandurile. Apropo de chestia asta, dacă vreodată mă vedeți sau aveți o bănuială că eu v-aș înșela așteptările cu anumite recomandări care sunt împinse de niște bani în spate, vă recomand să-mi scrieți întotdeauna în comentarii, mesaje private, cum vă simțiți voi mai confortabil, pentru că poate, Doamne ferește, o să o iau vreodată pe arătură sau poate ați înțeles voi greșit ce voiam să zic. Mi se pare foarte corect ca în tot joculețul ăsta în care noi recomandăm anumite chestii pe care le folosim și uneori primim bani și pentru chestia asta, e bine să fie lucrurile cât mai transparente ca să n-aibă nimeni de pierdut. De exemplu, eu v-am spus și cum a fost situația GoPro, v-am recomandat și o ofertă bună, deja am văzut că unii dintre voi au cumpărat, mi s-a părut super funny pentru că eu am avut un link în descriere pe care puteam să urmăresc achizițiile, mi s-a părut super mișto. Sper ca aceia dintre voi care au cumpărat camera respectivă să se bucure de ea și să vadă că face bani. Bun. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de fenomenul ăsta al influencerilor, vis-a-vis de cum funcționează chestiile astea, colaborările astea, dacă aveți vreo remarcă vis-a-vis de ce a făcut Duduia respectivă din UK, lăsați-le în comentarii, le vom discuta într-un clip separat sau poate vă voi răspunde la mesaje. Acesta a fost vlogul de astăzi, sper că v-am oferit niște informații valoroase în legătură cu nebunia asta. Mi-ar plăcea să discutăm mai mult pe viitor despre tot fenomenul ăsta, pentru că deja capătă foarte multă amploare. O să vorbim, v-am povestit și despre motivul pentru care eu am decis să fiu independent și să nu mă bag în vreo horă cu vreo casă de asta de impresariat sau alte nebunii. Discutăm, vorbim, alea, ține legătura. Acesta a fost vlogul de azi. Ia zi, Geule, cu ce vrei să completezi vlogul de azi? Bringo, real-time marketing done right. Deci, știți că săptămâna trecută am făcut comandă la Bringo, sau m-am chinuit câteva zile să dau comandă la Bringo, am reușit, în fine. Cei de la Bringo ne-au trimis un bilețel însoțit de niște cadouri, vi le arătăm imediat, dar hai să vă citesc ce scrie pe bilețel. Georgiana, Marian, bine ați venit în familia Bringo. Ne bucurăm că aplicația noastră a ajuns în curb ioneștian 2.0. Sperăm să vă fim de ajutor în cât mai multe seri de Netflix and chill. Ce e drept, nu le avem chiar pe toate, însă puteți alege din 50.000 de produse la preț de hipermarket. Până data viitoare, vă trimitem vinul preferat și un mic cadou pentru Sasha, echipa Bringo. Lucru care mi s-a părut mie așa de super finețe este că oamenii chiar au făcut research. Ăsta chiar este vinul nostru preferat. Da? Deci ne-au trimis o sticlă din vinul preferat. Și nouă chiar ne plac burgerii și au trimis o jucărie pentru Sasha în formă de burger. Deci, Bringo, sunteți cam cool. Mulțumim! Asta apropo de colaborări, știți că tot vă spuneam. Noi nu colaborăm cu ei, noi am recomandat aplicația pe bune pentru că am testat-o pe bune prima oară, gen tot pe banii noștri, n-am fost plătiți sau ceva, dar totuși i-au văzut faza și au intervenit ei în poveste făcând un gest. Dar și-au făcut temele, asta e foarte important. Adică știu că suntem fani bărgărași, finișori și cea mai tare chestie că i-au dat și să știți ceva. Bun, acesta a fost vlogul de aia.